Organiza a doua ediție a Zilelor Județului Dâmbovița, un eveniment deosebit de important pentru județul nostru, un eveniment care este la a doua ediție, așa cum am spus, și bineînțeles prin acest eveniment vrem să atragem în județul nostru, în primul rând, toți dâmbovițenii care vor să participe la acest eveniment important care se va desfășura în toate localitățile județului Dâmbovița și, în ultimul rând, vrem să promovăm din toate punctele de vedere județul Dâmbovița. Vrem să promovăm județul Dâmbovița din punct de vedere al culturii, din punct de vedere al tradițiilor, din punct de vedere al istoriei, pentru că avem un județ bogat din toate punctele de vedere și cred că toți dâmbovițenii merită să se afle în această perioadă a anului, 31 mai 4 iunie, să sărbătorească zilele județului Dâmbovița. Așteptăm alături de noi toți dâmbovițenii, toți românii, vom avea invitați județe ale României și, în ultimul rând, vom avea invitați și din afara țării, bineînțeles, frații noștri de peste tot din Republica Moldova. Onoarea județului, după cum bine știți, anul trecut, când s-au împlinit 510 ani de la documentul de atestare a județului Dâmbovița, am acordat primul titlu de cetățean de onoare din istoria județului Dâmbovița și a fost acordat în alta Sfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon. Anul acesta, pe data de 31 mai, la ora 13, vom acorda al doilea titlu de cetățean de onoare a județului Dâmbovița din istoria județului nostru. Prin funcțiile pe care l-au avut și, bineînțeles, prin rolul pe care l-au avut în societatea românească, au adus merite județului nostru. Și, bineînțeles, la ora 19, la Curtea Domnească din Târgoviște, va avea loc un spectacol de operetă. Deci, vom avea evenimente deosebit de importante, cum am spus, în toate localitățile, dar evenimentul important se va deschide la ora 12 la Potloci, unde va avea loc rânduiala ospăților domnești din vremea lui Constantin Brâncoveanu. Este un eveniment care va avea loc la ansamblul brâncovenesc de la Potloci. Mai multe detalii se vor avea. La ora 14 va avea loc o competiție de maraton de călărie și va avea loc Cupa Națională a României, cu expunere națională și internațională, vor fi competitori chiar din Europa și anul acesta o vom organiza împreună cu Consiliul Județean chiar de zilele județului, evident ce va avea loc la sala polivalentă. Iar la ora 20, un concert extraordinar la Curtea Domnească, Ștefan Bănică Junior și trupă. Vă spun câteva cuvinte legate de evenimentele pe care le avem în această perioadă, pe care o să vă rog, dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție cu mare drag. Maestre? Da. Vă mulțumesc și eu.